57 sau 8 decembrie m-am apropiat ca să registrez decesul lui soacră mea și nu mi-a eliberat atunci certificatul de deces. Dar nu ți-au cerut acte, dovadă, ceva că ești căsătorit? Nu au cerut nimic, deoarece ei au putut ca să ceară eu lor, le-aș fi prezentat certificatul de căsătorie și ei au putut ca să soluționeze problema. Însă ei nu au vrut, ei s-au bazat pe ceea ce este lege. Atunci pun întrebarea, legea este pentru cine? Pentru toți sau numai pentru unii? Sau numai pentru cei care pun mâna pe telefon, dau un sunet și problema se rezolvă 100% în câteva secunde. Și azi te-ai apropiat deja și procura. Eu o trebuie ca să fac, să parcurg 4.000 de kilometri, să cheltui vreo 400 de euro, ca să le aduc documentul, ca să le dau lor, ca să mi elibereze documentul, ca să mi elibereze certificatul de deces. Și ei acum au spus că îți dus în arhivă. Acum eu, în starea mea, trebuie ca să fug prin altă parte, ca să eu să obțin documentul. Absurd, mă, ce ți-a întâmplat. Și ai încercat să vorbești cu administrația, ce ți-au zis ei? Păi, am încercat. Ei au spus că trebuie ca să mai... O să încerc să se rezolve problema. Dar nu știu cât timp. Mă sufoc. Eu vă lămuresc. Noi avem o lege. Certificatul de deces. Noi eliberăm la rupt. Dumneavoastră este decedatul. Și am lămurit. Dacă mi-aduce de la rude o procură, un document, un testament, de la rude, în timpul limitatului, noi pe o săptămână să păstrează documentele. Urmă noi le ducem în arhivă. Am lămurit foarte bine, domnule. Eu nu am avionul meu ca să mă deplasez. Și eu sunt ginerile ei. O trebuie să-mi cereți certificatul de nu știu care acolo, de căsătorie. Eu sunt înregistrat. La genere nu avem dreptul să eliberăm, nici la genere nu avem dreptul. Acum, chiar dacă a îndeplinit rigorile legii, el nu poate primi documentele de acum nu se află aici. Eu trebuie să mă duc la arhivă să le mai plătesc lor 300 de lei ca ei să ne eliberez. Da, lăsați-mă că eu știu. Da, lăsați-mă în pace. Eu nici un leu nu vreau ca să dau la stat. Înțelegeți sau nu? Documentul dumneavoastră trebuie ca să ne eliberez documentul. Nu poți să eliberez, că nu știu. Ce au spus că să le aduc procură? Deci eu am parcurs 2000 de kilometri, am cheltuit 400 de euro, le-am adus procură și deci aici la Matei 11 și au spus că documentele deja s-au dus în arhivă. Eu ce trebuie ca să mai fac drum întors în cheltui sănătate, deci ea la mine clipa, foarte scumpă. Clipa, încă o dată repetam problema. Soacra înregistrat de ce cu soacrii? Da, sigur. Când? Pe 7 decembrie.